Salutare, prieteni! Nu ne-am mai văzut de ceva timp, am revenit cu forțe proaspete într-un nou birou, alături de Angel din nou. Salutare! Astăzi vom vorbi, Angel, despre care este motivul pentru care pică părul la bărbați mai devreme, în afară de genetică. Mai numai bine aflu și eu. Nu? Și eu sunt curios. Este vorba despre grăsimi. Și ca să fie un spoiler adevărat, este vorba despre grăsimile trans, nu cele bune, despre care știm că există multe beneficii. Mai exact, este vorba despre un studiu publicat pe 21 septembrie, deci un studiu foarte recent, de Universitatea de Medicină din Tokyo, care au asociat consumul unei diete bogate în grăsimi trans cu căderea părului. Și practic oamenii de știință au descoperit că acești foliculi de păr sunt iritați de grăsimile trans și determină inflamație la nivelul firului de păr, care determină căderea părului și scăderea densității firului de păr. Deci scade și subțiază, exact. Foarte interesant. Și îți dai seama, dacă ai și predispoziție genetică plus grăsimi trans. Oricum, grăsimile trans, hai să le explicăm mai întâi ca să înțeleagă toată lumea ce sunt. Apar din procesarea grăsimilor vegetale în special, adică de exemplu dacă ai o grăsime vegetală cum este un ulei și îl faci să stea în formă solidă la temperatura camerei, el trece printr-un proces chimic și atunci apar aceste grăsimi trans. Acestea se găsesc în lucruri care în mod normal ar trebui să stea la frigider, dar nu stau. Gen prăjiturele, am mai vorbit despre asta, da. Prăjiturele care au ceva grăsime adăugată, vă dați seama că nu au cum să aibă unt în ele sau lucruri de genul ăsta pentru că ar trebui să stea la frigider. Și au o formă din asta de grăsime vegetală ca să le facă pufoase și gustoase și așa mai departe, dar care să reziste la temperatura camerei și care să reziste un an de zile. Pentru că lactatele sau grăsimile astea alte pe bază animală se strică, rincezesc, adică nu prea ai cum să ții. Aici sunt incluse și toate tipurile de fast food, că mi-aduc aminte de experimentul, poza aceea cu burgerul de la McDonald's. Cineva a cumpărat un burger de la McDonald's, l-a lăsat într-o debară timp de 3 luni și după 3 luni burgerul a arătat la fel. Nu mai știu dacă era chiar 3 luni, dar oricum în perioadă lungă de timp. Experimente așa. Da, în principiu sunt cele mai rele grăsimi pe care le poți consuma. Categoria. Problema este că trebuie un pic să vă documentați separat exact în ce se găsesc, adică nu să stăm acum să enumerăm fiecare chestiuță, dar puteți să dați un search pe Google și găsiți, pentru că nu apar pe etichetă. De fapt ar trebui, dar nu apar pe toate etichetele și unele vezi că scrie din care grăsim trans atât, dar pe majoritatea nu, ceea ce este problemă. Reglementările de la noi din țară în ceea ce privește alimentele nu sunt atât de drastice și atunci mulți producători pur și simplu trec, exact cum a spus Angel, 18 grame de grăsimi, dar nu știi dacă primești grăsimi saturate, nesaturate, trans, toate trans. Am văzut că, hai să zicem, grăsimile saturate mai apar. Da. Dar restul nu, adică împărțirea... Alea trans cu siguranță nu vor să le pună. Exact. Și am văzut că este lege pentru o nouă etichetă europeană în care să fie, cum am vorbit noi, Nutri-Score-ul ăla. Și să fie caloriile mai mari scrise și valorile mai detaliate, adică să vezi cât zahăr ai adăugat obligatoriu și așa mai departe. Dar bineînțeles că încă este în pending, să zic așa, pentru că... Apropo de asta, în țările în care funcționează, ce a spus Angel, Nutri-Score-ul pentru alimente, dacă un aliment este considerat sănătos prin principiul a faptului că este bogat în proteine, sărac în carbohidrați și grăsimi, dar totuși conține acele grăsimi trans, primește cea mai mică notă. Foarte interesant să ne gândim la acest aspect, dacă este să... Deci poate să conțină proteine, să fie sărac în carbohidrați și zahăr și niște grăsimi, dar dacă conține grăsimi trans, deja cea mai mică notă o primește numai din cauza asta. Practic este un tip de grăsime pe care corpul nostru nu recunoaște. Asta este o formă pe care, gen, niște grăsimi care apar după un proces și organismul nostru nu știe ce să facă cu ele. Și de asta este și atât de inflamator și așa mai departe. Da. Adică e rău din toate punctele de vedere. Și de la asta ne cade și părul aparent. Da. Bine, studiul acesta a mai fost, este o confirmare, practic, a Academiei Americane de Dermatologie, care în 2013 la fel a observat că din 189 de bărbați testați, care toți erau supraponderali sau obezi, toți erau mai predispuși la alopecie
dacă consumau aceste grăsimi trans. Ține mai mult de DHT, care este un metabolit al testosteronului. Am mai vorbit noi despre acest aspect și, din nou, acest hormon este legat direct de căderea părului și se pare că aceste grăsimi trans determină creșterea nivelului de DHT din sânge, care, la rândul lui, duce la căderea prematură a părului sau subțierea firului de păr, care e în egală măsură la fel de rău, adică... Nu. Chiar uneori mi se pare mai rău. Da, exact. Adică măcar îți pică tot decât să... Da, să ai chestii subțiri. Se vadă așa niște carmelanurile de grâu, știi? Când bate vântul. Da, da, da. Na, oricum este o problemă foarte des întâlnită în ultima vreme la băieți. Adică înainte era o chestie care era gen pentru tați spre bunici. Da. Așa, gen 50 plus sau 40 plus. Dar acum se vede de la 20 și ceva. Încep să apară și stilul nostru de viață oricum accelerează predispoziția asta genetică. Categoric. Adică, într-adevăr, dacă ai predispoziție genetică, asta este, dar măcar să încerci să faci lucruri care să nu accelereze procesul. Și în caz că vă gândeați la ce am putea face ca să mai încetinim acest proces, pentru că am vorbit despre asta, o mare parte ține de genetică, nu prea e în controlul nostru. Dar ce este în controlul nostru? Putem să consumăm mai multe grăsimi sănătoase, în special omega-3, un alt subiect foarte discutat, în echipa Fitness Nation și cam despre asta este vorba. Și uneori, la legat de grăsimi, mai mult contează rația decât neapărat cantitatea. Da. Adică este mai important să ai mai multe grăsimi sănătoase decât nesănătoase sau, mă rog, mult spus nesănătoase, cât saturate și, să zicem, cu mai puțin nutrienți care vin din urmă. Decât să zici că măsori neapărat un număr, să fie gen 50 de grame. Uite, cred că asta e foarte important, ca urmăritorii să înțeleagă faptul că grăsimile sunt de fapt sănătoase și e important să le integrăm în alimentația noastră și să nu ne luăm după marketingul low fat, zero fat și etc., că sunt tot felul de produse acum. Dar trebuie să ne ferim de exact aceste grăsimi despre care v-a povestit și Angel. Și cam asta este. Mai avem ceva legat de păr? Nu. Numai. Momentan cam atât cu păr. Vom reveni cu alte știri dacă mai apare ceva. Deci, sper că v-a plăcut, prieteni, bineînțeles. Fitness Nation pentru articole și tot ce trebuie veți găsi site-ul și în descriere și pe ecran. Și bineînțeles că ne vom vedea la video următor. Pa! Salut!